Zălăuanii și nu numai, aflați în căutarea unor cadouri pentru 1 și 8 martie, au vizitat sâmbătă târgul de mărțișoare tradiționale din municipiu. Centrul de Cultură și Artă al județului Sălaj, sub egida Consiliului Județean Sălaj, au organizat sâmbătă 27 februarie a 6-a ediție a târgului de mărțișoare tradiționale în sala Dialoguri Europene. Parteneri, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului și Inspectoratul Școlar Județean Sălaj, meșteri populari și elevi din județ au realizat și prezentat mărțișoare confecționate din materiale tradiționale, lemn, hârtie, lână și lut.